Povești dulci de la domnița. Iepurașul de catifea. A fost odată un iepuraș de catifea foarte drăgălaș. Era dolofan și pufos, exact așa cum trebuie să fie un iepure. Avea blăniță cu pete albe și maronii, mustăți adevărate din ață. Și urechile sale erau căptușite cu satin roz. În dimineața de Crăciun, așa cum stătea el aplecat în afară din ciorapul băiatului, cu o rămurică de vâsc între lăbuțe, arăta absolut încântător. Mai erau și alte lucruri în ciorap, de pildă nuci și portocale, o mașină de jucărie, alune învelite în ciocolată și un șoricel cu cheiță. Dar iepurașul era cel mai frumos cadou dintre toate. Băiatul s-a jucat cu el cel puțin 2 ore. Apoi unchii și mătușile au venit la cină și a fost un mare foșnei de hârtii și cutii despachetate. Iar în bucuria vederii atâtor cadouri noi, iepurașul de catifea a fost dat uitării. Iepurașul a stat mult timp în cutia de jucării sau pe podeaua camerei și nimeni nu se gândea prea mult la el. Era timid de felul său și cum era făcut numai din catifea, jucăriile mai scumpe îl umileau destul de des. Jucăriile mecanice se credeau foarte importante și îi tratau pe ceilalți cu superioritate. Aveau numai idei ingenioase și pretindeau că erau adevărate. Bărcuța, care era în casă de 2 anotimpuri, deja și-și pierduse aproape toată vopseaua. Se luase după ele și nu rata nicio ocazie să vorbească despre catargul sau sistemul său de ancorare, folosind cuvinte ciudate pe care celelalte jucării nu le prea înțelegeau. Iepurașul nu se lăuda că este o copie după ceva anume, pentru că nu știa dacă există iepuri în realitate. El credea că toți iepurii sunt umpluți cu talaș. Deși înțelegea că talașul era destul de demodat și că nu trebuia să vorbească despre asta cu jucăriile mai moderne. Chiar și Timothy, leul din bucăți de lemn, care fusese construit din soldăței rupți și care ar fi trebuit să fie mai înțelegător, devenise îngânfat și pretindea că are legături cu cei din guvern. Sărmanul iepuraș ajunsese să se simtă cel mai neinteresant și lipsit de importanță dintre toate jucăriile. Singurul care se purta frumos cu el era căluțul din piele. Căluțul din piele era cel mai vechi locatar din camera copiilor. Era atât de bătrân că blana lui maro căzuse pe alocuri și acolo se vedeau pânza și cusăturile de dedesubt, iar multe fire de păr din coada lui fusese răsmulse pentru a fi folosite la șiragurile de mărgele. Era înțelept pentru că văzuse cu multe jucării noi și sofisticate care se lăudau la început cu bateriile lor noi și cu hăinuțele strălucitoare pentru că apoi cu timpul să se rupă sau să se strice și să ajungă la gunoi. Căluțul știa că acelea erau numai jucării și că nu puteau deveni altceva. Iepurașul de catifea înțelese atunci că lumea jucăriilor este o lume ciudată și fermecată și că numai jucăriile vechi, care au trecut prin multe peripeții cu înțelepciune, o pot înțelege. Într-o zi, pe când ședeau pe covorul din camera copiilor, rezemați de fotoliul cel mare și roșu, iepurile întrebă: ce înseamnă să fii adevărat? Dacă aș avea baterii, aș fi adevărat?
Nu trebuie să fii făcut într-un anumit mod ca să fie adevărat, răspunse căluțul din piele. Când un copil te iubește foarte, foarte mult și nu te ține numai ca să se joace cu tine, ci te iubește cu adevărat, atunci devii și tu adevărat. Și doare? Uneori da, zise calul cu sinceritate, dar atunci când ești adevărat, nu te mai deranjează asta. Și se întâmplă brusc sau cu timpul? Mai întrebă iepurașul de catifea. Nu se întâmplă dintr-o dată. Schimbarea apare după mult timp, răspunse căluțul din piele. De aceea, jucăriile care se pot sparge ușor, care au margini ascuțite sau care sunt foarte fragile, nu se schimbă niciodată. Până ar deveni ele adevărate, ar avea păr lipsă, ochi stricați sau împinări lăsate. Oricum, toate astea nu contează deloc, pentru că odată ce ajungi să fii adevărat, nu poți să fii urât, decât poate pentru oamenii care nu înțeleg. Presupun că și tu ești adevărat, adăugă iepurașul. Apoi își dori să nu mai fi zis nimic pentru a nu-l răni pe căluțul din piele. Dar acesta zâmbi. Unchiul băiatului m-a făcut adevărat, îl răspunse căluțul. Asta s-a întâmplat cu mulți ani în urmă, dar odată ce devii adevărat, nu te mai poți schimba deloc, e permanent. Iepurașul de catifea oftă și se gândi că va trebui să treacă multă vreme până când vraja asta numită adevăr avea să îi se întâmple și lui. Tângea să devină adevărat, să știe cum s-ar simți atunci. Dar îl întrista ideea că va avea catifeaua ponosită și că își va pierde ochii și mustățile. Își dorea să devină adevărat fără ca acele lucruri deranjante să îi se întâmple și lui. Camera copiilor era condusă de o femeie numită Bonă. Uneori ea nu observa deloc șucăriile aruncate pe jos, dar alteori, ca un vânt pornit din senin, le lua pe toate și le arunca rapid prin sertare. Acest lucru era numit curățenie și toate șucăriile îl urau, mai ales cele de metal. Pe iepurașul de catifea nu îl deranja atât de mult, pentru că de fiecare dată ateriza într-un loc moale. Într-o seară, când trebuia să meargă la culcare, băiatul nu-și găsi câinele de pluș cu care dormea de obicei. Bona se grăbea și era prea greu să caute câinele în acel moment, așa că privi în jur și văzând sertarele deschise, se năpusti asupra lor. Uite, ia-ți vechiul iepuraș, zise ea. E destul de bun ca să dorm cu el. Și fără alte cuvinte, Bona îl luă pe iepure de ureche și îl puse în brațele băiatului. Aceea a fost prima noapte dintr-un lung șir de zile în care iepurașul de catifea a dormit în patul băiatului. La început i s-a părut destul de incomod, pentru că uneori băiatul îl ținea prea strâns în brațe. Alteori se rostogolea peste el și câteodată chiar îl împingea sub pernă, de unde era greu să respire. Plus, că ducea dorul orelor liniștite de noapte, când toată camera copiilor era învăluită în razele lunii și putea discuta cu căluțul din piele. În curând însă, începu să-i placă noua situație. Băiatul vorbea cu el mai mereu și îi făcea pe sub plapmă tot felul de tunele despre care spunea că sunt precum casele iepurilor adevărați.
Se jucau foarte frumos împreună și șușoteau până noaptea târziu. Când Bona pleca și ea la culcare și lăsa aprinsă numai lumina de veche, iar când băiatul adormea, iepurașul se ghemuia în brațele lui și visa. Astfel trecu timpul, iar micuțul iepuraș era foarte fericit. Atât de fericit încât nu băgă de seamă că frumoasa lui blăniță de catifea devenea din ce în ce mai ponosită, că începea să îi se desprindă coada și că îi se julise toată vopseaua roz de pe nas, acolo unde obișnuia să-l sărute băiatul. Și astfel iepurașul a înțeles ce înseamnă să fii adevărat.